Domnilor, este miercuri, într-adevăr este trecut puțin de ora 17, dar este momentul să înceapă emisiunea în audiențe cu primarul Mihai Chirica. Bună ziua, domnule primar, bine ați revenit în platourile noastre. Răspunsuri pentru cei care au sunat emisiunea trecută, știu că au fost explicate în direct, dacă nu mă înșel. Da, dar o parte dintre ele s-a intervenit în parcursul săptămânii care tocmai s-a scurs, cea trecută și ce va urma săptămâna asta. Bună ziua, în primul rând. Pe zona Roman Vodă numărul 9, la blocul H5, au fost toaletați copacii despre care vorbea doamna Bădăluță și, desigur, asociații de proprietari a fost adus la cunoștință că are câteva obligații, mai ales privind curățirea spațiilor verzi pe care le are în administrarea asociației de proprietari. Pentru cealaltă doamnă, Elena Buduhosu, i-am luat adresa și am trimis-o către Direcția de Asistență Socială. Am înțeles. Haideți să începem puțin. N-aș vrea să spun în forță, dar este subiectul care se discută de ceva timp în Iași. Spitalul Regional de Urgențe. E pe, să zicem, pe ultima sută de metri în ceea ce privește proiectare tot, nu? Da, zicem noi că și-a dat startul. După o facere dintre asta românească. Greu, da. Un amestec destul de inconsecvent, de bătălie politică, inconștiență politică și chiar neștiință de carte. Și până la urmă am reușit să ajungem în situația aceasta. A fost prezentat studiul de fezabilitate pentru Spitalul Regional de Urgență, detaliindu-se de data asta de la elemente legate de amplasament despre care am tot discutat. Se știe, da. Se știa, dar de data asta s-a și poziționat în spațiu, se știe exact unde este orientat cu fațada principală, unde sunt accesele și toate celelalte lucruri, până la elemente legate de funcțional. Număr de paturi, împărțirea pe specializări, pe unde intră elicopterul, pe unde intră pacientul, pe unde intră vizitatorul, pe unde intră omul de la tehnic. Cel care asigură infrastructura de funcționare a acestui spital. Lucruri esențiale. A fost o prezentare detaliată și am fost cât se poate, în primul rând, de prima care o văd în viața mea și probabil că nici bunicii mei n-au apucat să vadă, pentru că e chiar un lucru de excepție și unul dintre cele mai mari investiții, una dintre cele mai mari investiții din ultimii 50 de ani din Iași, se prognozează. Moment istoric. Copleșit oarecum de o paradă politică, știți cum e? Nu știu, cum aș duce la mormântare cu un batalion de fete de la Mazăre. Cam așa a fost prezentarea spitalului de urgență cu un batalion politic coordonat mie de... Mi se pare o chestie... Desuiet, nepotrivit, da. Incorrect față de oamenii care au venit să muncească pentru noi. Deci, una dintre chestiile care sunt, din punctul meu de vedere, esențiale, o observație făcută din unul din oficialii de la Bay Jaspers, cei care au asigurat această mâncușă. Domnule, eu n-am venit să văd președinți de Consiliul Județean aici, nu pentru că am ceva cu ei. Eu mă așteptam să se stea în sală, să mi se pun întrebări, să fiu atras într-o discuție, să văd că lumea e preocupată de investiție. Ce am văzut? Puțin circ politic, după care toată lumea și-a luat catrafusele pe funcții și a plecat la cafele. Și până la urmă au rămas cei care știau acolo. Deci partea... A rămas noi, a rămas cu prezentările celor de la Jasper sau cei de la Jasper cu armată de vreo 10 oameni, au rămas cei de la Banca Europeană și au mai rămas câțiva manageri de spitale care sunt direct interesați. Partea, într-adevăr, cea care contează, pentru că eu sunt convins că cei de la Bay Jasper au venit cu o echipă mare tocmai ca să răspundă eventualelor întrebări din partea celor interesați. Am văzut o analiză sociologică făcută de unul din cei mai mari experți din Europa asupra modalității în care s-a dimensionat acest spital, ținând cont de evoluția populației pe următorii 30 de ani, evoluția pe vârste, pe tipuri de boli, pe morbiditate, pe migrație, pe ce s-a întâmplat acum 40 de ani cu populația, ce se va întâmpla în următorii 30 de ani cu populația. Deci, domnule, niște lucruri statistice incredibile. N-aveam de unde să știu. Cum va crește mortalitatea datorată cancerului? Care este incidența cancerului? Cum se duce pe grupe de vârstă din ce în ce mai spre vârste tinere? Și omul l-a prezentat în cifre, în calcule, în evidențe luate de peste tot. Specialiștii.
ceea ce înseamnă specialiști. Și... Acum, întrebarea este, am avut specialiști în ceea ce privește studiul de fezabilitate. Vom avea, sunt convins că vom avea specialiști în ceea ce privește proiectarea, pentru că acest spital, firma care proiectează, trebuie să aibă oareși ce vechime în astfel de lucrări. Experiență. Experiență. Sunt convins că vom avea constructori cu experiență. Credeți că vom avea cadrele medicale cele mai bune? Acum o să spuneți că sunt excesiv de optimism. Da. Și nu o spun așa de complezență ca să umplu eu lumea de optimism. Nu. Chiar cred că vom avea cele mai bune cadre de specialitate acolo, pentru că va fi ca un magnet. Și important e să avem comisia de selecție cea mai bună, ca să lase să intre acolo oamenii cei mai performanți. Vor veni de peste tot din România să lucreze în acest spital, pentru că va oferi condiții de lucru de înaltă performanță, cu cea mai înaltă tehnică medicală, cu cele mai bune echipamente de orice fel, cu spații de cazare de cea mai bună calitate și etc. și etc. Deci te saturi de mizeria din spital în care trăiești acum, te saturi, ți-e lehamite. Poți să faci un lucru cu profesionalism dacă vei fi la Spitalul Regional de Urgențe. Bun. Chestia e că dumneavoastră ați spus că vor veni din toată România, dar specialiștii noștri, care îi avem acum pe diferite specializări, neuro... Am dat un cadru mai general ca să vă spun că va fi concurența aici. De asta am spus că vor veni cei mai buni. Credeți că... Bun, știți care e problema cu aparatura medicală? În 5-6 ani de zile se perimează, apare ceva nou, apare... Vom reuși să ținem pasul, pentru că este o investiție enormă. Important e să reușim să începem. Deci este mai important dacă vom reuși să ținem pasul. Dacă am reușit să începem și rămânem suficient de conștienți despre utilitatea lui, vom ține pasul cu tot ce trebuie să ținem pasul. Să sperăm că acest spital de urgențe nu va deveni ținta unor lupte politice. Atât. Adică... Să sperăm, dar să știți. Bine, că... s-a început deja cu... Eu am și eu oarece reticență din punct de vedere politic aici. Va fi și ținta unor lupte politice. Gândiți-vă că viitorul director al Spitalului Regional de Urgență Iași va fi o persoană care în primul rând trebuie să reprezinte, să spunem, sistemul medical românesc la nivelul cel mai înalt, adică va fi o personalitate. Și probabil că bătălia va fi destul de strânsă pentru acest lucru. Ce trebuie spus este faptul că acest spital nu poartă nume, nu scrie pe el nici Mihai Chirica, nici Consiliul Județean, nici PSD, nici PNL, nici nimic. Știți ce mă uitam acum? Pe spitalul scrie viață. Patru etaje, într-o patru parte. Și cinci. Inițial, proiectul care fusese prin 2008 aruncat, cum se spune, s-a usuit pe site-ul Ministerului Sănătății, prevedea 8 etaje supraterane și 4 etaje subterane. S-a găsit sigur, modalitatea cea mai... Noi nu discutăm acum decât despre utilitatea lui, că numărul de etaje este o rezultat al utilității. Corect. Are 850 de paturi. Sunt numai pe partea de chirurgie 358 de paturi. Pentru partea de, să spunem, servicii medicale pentru copii, 76 de paturi, împărțite 58 pentru cei care vin acuți, 12 noi născuți, 16 neonatal și toate celelalte. Deci toate, să spunem... Sunt toate specializările. Specializările sunt prinse aici. Sigur, partea de traumă, care este foarte importantă și care îi exact. Dă și statutul... Politraumatismul... Are un capitol separat. Este prevăzut și cu heliport. Din heliport pe lift, cel traumatizat coboară direct în partea de investigații medicale, endoscopii, corect, tot ce trebuie ca să poată ști... După care la chirurgie după și... După care este repartizat în departamentul sau departamentele de care are nevoie pentru a fi stabilizat și pe urmă trecut eu în partea mă, de pe mine, chirurgie, tratament. Gândul mă duce la acel serial Anatomia lui Grey, în care în sala de operație intra și medicul neurolog și medicul cardiolog și medicul ortoped și... Investigația se petrecea în același timp. Exact. Pe fiecare specializare sau pe cele mai multe dintre ele. Da, adică ăsta este rolul unui spital regional. Să dea domnul ca acest spital în 2023, cum este preconizat. Și mare o caracteristică puțin cam greu de înțeles acum în sistemul medical românesc, care este destul de inhibat și conservator,
faptul că niciuna dintre specializări nu este constantă. Adică dacă vor deveni mai multe cazurile pe o perioadă de timp scurtă de chirurgie cardiacă, se vor lua de la chirurgia ortopedică, care are mai puține cazuri, și se va flexibiliza departamentul de cardiac. Invers, iarna, când va fi mai multă intervenție pe ortopedic față de pe cardiac, se întâmplă invers. Adică va trebui să flexibilizeze și partea de specializare și partea de gestiune a bolii, astfel încât să se poată aborda mai înainte ați cerințe. Spus despre acel studiu care l-au făcut cei de la GESPO și care spuneau, domnule, cum vor evolua cazuri, tot, va trebui să țină cont de absolut tot. Haideți să luăm un prim telefon, după care vom reveni puțin la acest subiect. Alo, bună ziua! Bună ziua, domnul primar! Bună ziua, vreau să vă spun că azi dimineața am sunat, am văzut pe aici la parcarea asta pe Salita Cetuza, la Înviel 13. Era un semn de circulație care mai mult era scosă seama aceea din... Și am sunat imediat la poliția locală și la toată lumea, am venit imediat și a zis că se remediază și cu ocazia asta vreau să-i mulțumesc totul foarte operativ. Și cu doamna care lucrează de la centrală și totul, niște ani foarte drăguți. Să vă mai spun un lucru, să știți că e foarte frumos parcul lângă Biserica Catolică, n-ați trecut, vedeți și... Acum e rândul bisericii să facă statuia. Dar numai din al lor, adică probabil că partea numai lor, nu? Da, ei se ocupă de statui, eu m-am ocupat de parc, ne-am împărțit. Adică în numele tuturor vă mulțumim foarte mult. Să rămână. Doamne și dumneavoastră, doamne și bună, respect, să rămână. Da, parcul ăla, într-adevăr, s-a intrat acolo, stăteam de vorbă și cu domnul Ivan Laurențiu, directorul de la Servicii Publice, și a spus, domnule, trebuie să facem ceva care să demonstreze că se poate face ca și în alte locuri. Spitalul Regional de Urgențe, vreau să discutăm puțin totuși despre, ați spus că s-a prezentat în detaliu, căi de acces, tot. S-a făcut o analiză a... modalităților, care ar fi căile principale de acces către spital. S-a pus problema acelui drum care vine din Bulevardul Cea Rosetti pentru spital. Da, noi am avut o prezentare am avut o prezentare publică, de altfel, în sala de la Palatul Culturii, asupra modalității în care noi vedem accesibilitatea acestui cu spital. Dimensionarea unor căi rutiere care cea mai mare parte a lor derivă din drumul european, Cea Rosetti Sculeni, cu pasaj și te duci direct spre spitalul regional. Acolo va fi un punct terminus și pentru transportul public de călători. Uh-huh. Iar rețeaua internă a terenului de 140 de hectare poate fi modelată, remodelată... 140 sau 14? 40. 140 de hectare. Uh-huh. Poate fi modelată, remodelată funcție de necesitățile viitoarelor funcțiuni și m-ați aruncat în al doilea subiect. Se numește Smart City District. Mm-hmm. Acest Smart City District este un nou concept pe care l-am preluat din politica de dezvoltare Junckers, planul Junckers, care vine să trateze diverse zone insulare din interiorul unor aglomerații urbane, cărora să le dea o nuanță de dezvoltare similară cu a unor zone din interiorul Europei. Și care să devină, de altfel, și niște puncte model de la care să se pornească și spre alte orașe și regiuni din România, pentru noi, care și ne interesează foarte mult, dar și în afara granițelor țării. Acest, să spunem, cartier inteligent va beneficia de sprijinul consultanții tot acelor care s-au ocupat de spital, de la Jaspers, și împreună cu Banca Europeană de Investiții, așa cum a spus în momentul de față, a însemnat contractul de asistență tehnică împreună cu directorul Departamentului de Strategie a Băncii Europene, domnul Simon Byron, și probabil că va trebui să finalizăm această... Ce presupune acest concept? Documentație. Ce presupune? Trasarea unor direcții de dezvoltare pe principiile orașului inteligent, pe, să spunem, activități relevante pentru profilul orașului. În sensul că intenționăm ca în acest colț a orașului să dezvoltăm, pe de o parte, activități complementare activității viitorului Spital Regional de Urgență. Ce înseamnă complementar? Trebuie să ai institute de cercetare, trebuie să ai zone pentru rezidenți, trebuie să ai
zone de servicii care să deservească de activități. De destindere, presupun. Trebuie, de asemenea, noi intenționăm să închegăm un parteneriat cu Universitatea Cuza și Universitatea Tehnică Gheorghe Asache și Medicină pentru dezvoltarea unui centru de inteligență artificială, iar pentru partea tehnică și de robotică, care presupune la fel institute de cercetare, laboratoare și toate celelalte lucruri, zone de rezidențiat pentru viitorii cercetători, zonele în care ei vor trebui să se și distreze, trebuie să fie o bază de agrement, o bază sportivă în care să poată să aibă și o activitate sportivă, să poată să fie și o grădiniță, să-și lași copii acolo și tot așa și tot așa. Tot ce înseamnă, tot ce înseamnă copiilor un mini la rândul lor să poată să-și desăvârșească educația până la un anumit nivel. Corect. În zona respectivă. Intenționăm să dezvoltăm în continuare activitatea sportivă, activitatea de loazir, pentru că această suprafață de teren face parte din extravilanul municipiului Iași, mai puțin cele 12 hectare. Conform promisiunilor făcute prin PUG, orice introducere din extravilan în intravilan se face prin prezervarea unei suprafețe de 30% pentru spațiu verde. Ei, gândiți-vă că din vreo 130 de hectare cât rămân din cele 140 cu spitalul, 30% înseamnă un parc de peste 40 de hectare. Ei, e dublu față de grădina botanică. Da. Ia gândiți-vă să ieșim noi în țară și în lume să spunem, da, domnule, când toată lumea hăcuiește și măcelărește, noi avem un parc de 40 de hectare. Vă mai oferim un parc de 40 de hectare. Da, da, bine. Acum, trebuie să recunoaștem că și zona se pretează. Și intenționăm să legăm. Noi deja am gândit un pic această poveste. Avem un corp de, o zonă pe care vrem să facem un trunchi de pădure. Să ne izolăm un pic, să facem al doilea trunchi de pădure de aproape 20 de hectare pe partea dinspre Spitalul Regional de Urgență, care se lege cu zona dinspre aeroport. Da. Și de acolo să venim în continuare pe câteva zeci de hectare cu parc. De ce este nevoie? Pentru că nu vrem să concentrăm toată activitatea într-un singur punct. Toată lumea știe, acum mă duc doar în Copou. Da. Și să face Copou ăla duminica cu un milion de mașini de sus până jos și pe interiorul bulevardului și spre străzile adiacente și perpendiculare și longitudinale și cum or fi străzile exact. Și am spus, domnule, trebuie să mai creăm o oportunitate. Este obligația noastră față de acest mergem oraș. Mergem și în altă parte decât acolo. Uite, mergem și la 2 km jumate mai încolo să facem un lucru similar. Domnul de la Banca Europeană a zis, bun, trebuie să vă duceți să vedeți parcul din Valencia care l-a făcut pe fonduri europene. Și am să trag o fugă la Valencia să văd exact cum am făcut parcul. Este o experiență, care ar trebui să fie, deja ar trebui să regăsim și în oraș. Haideți să mai luăm un telefon, avem un telespectator care așteaptă de ceva timp. Alo, bună ziua! Bună ziua! Cerem scuze. Niciun fel de problemă, am așteptat cu mare drag și aș vrea să-l felicit pe domnul primar pentru... Eu lucrez, de fapt, în zona Learezelor și să-l felicit pentru cum simt eu și văd că înflorește Iași. Mi-e drag de treaba. Aș vrea să-l felicit pentru că a făcut trotuarele în această zonă, a pus un gazon minunat. Rugămintea mea este, pentru că e și anul încă nu s-a învățat să arunce la coș, aș vrea să rog pe domnul primar să pună coșul de gunoi și pe Alea Rozelor și pe Nicolae Iorga, pentru că eu dacă am să văd pe cineva care aruncă pe jos, sincer, chiar am să le atrag atenția. Deocamdată aceste coșuri nu există și mă doare sufletul că se aruncă în gazonul ăla care a început să crească foarte frumos și aș vrea să mă iau de ei că am văzut că aruncă pe jos, dar chiar nu există niciun coș. Dar chiar acele coșuri pe care eu le-am văzut în zona Podroșcu și cu, pentru stingerea mucurilor de țigară. Vă rog, domnul primar, că este prea frumos ca să... Da, doamnă. Da, da, avem o veste bună. Am... făcut o licitație și am și adjudecat-o și trebuie să se aducă și coșurile de gunoi. Sunt 1000 de bucăți. N-am mai luat din cele care se pun de tablă pentru că s-au spart, nu știu, și le vom înlocui în tot orașul. Uh-huh. Am luat dintre astea care le pot scoate, goli și pune înapoi Corect. Pe cadru, Corect. Cum am văzut în toată Corect. Europa. Și vă promit că ajungem și pe Iorga cu rozelor. Cred că de săptămâna viitoare avem Minunat. Primele loturi. Este de culoare Minunat. Verde, Minunat. Vizibile. Minunat. Mulțumim tare mult. Mulțumim. Dar am mulțumim și eu pentru o satisfacție pentru personală care mi-a dat de înțeles că sunt pe drumul cel bun. Luni dimineață, în timp ce veneam la servici, o familie, două persoane, el, ea, cu un câine, cu un labrador, superb labrador. Și ce am observat? Domnul ținea câinele de lesă
și se plimba câinele pe unde reușea el, pe Nicolae Iorga, pe acolo, și făcuse treaba lui de câine. Corect. Soția era în spate, culegea. Mi-am făcut cruce și am zis, Doamne, da, sper nu, să vadă nu, multă nu, lume. Nu, nu. Să știți că deci sunt e, foarte, e prima floare care o văd în, în existența mea de primar până acum, poate ori mai fi fost și ala n-am băgat de seamă, și care arată că se poate. În, deci eu vă spun, mai avem foarte și puțin, nu, dar trebuie să vă spun că în Parcul Voievozilor, imediat după ce a fost pus gazonul tot, aproape toți proprietarii de câine, aproape toți, bine, nu 100%, că mai sunt și usări, vin cu punguța. A făcut, bă, n-au cum să-l, să spună, domnule, nu fă chiar, e o fâșie mică de gazon, pe acolo merg, dar strânge. Strânge și merge cu el pentru n-am că... N-am putut să opresc mașina, că încurcam traficul da, foarte mult, dar m-aș fi dat jos să le strâng mâna. E un lucru care schimbă lucrurile din rădăcini sau comportamentul nostru din rădăcini. Deci arată că se poate. Deci doamna aia nu părea intrigată și nu părea nici forțată nu, să o facă. Era ceva absolut firesc ea și normal. Ea s-a comportat cu bucuria faptului cățelul ei afară, ea nu deranjează pe altcineva, soțul își vedea de cățel. Așa este. Ei, ieșenii pot să învețe. Bun, doamnelor și domnilor, luăm o scurtă pauză publicitară. Nu schimbați programul, rămâneți pe Iași TV Live pentru partea a doua a emisiunii în audiențe cu primarul Mihai Chirica.